o femeie văduvă, care îi murise soțul în război, încă fiind tânără, a rămas cu doi copilași. Biata femeie avea o gospodărie în care de dimineața și până la apusul soarelui lucra pentru că să aibă cu ce întreține cu cei doi copilași ai săi. Dar de fiecare dată și în fiecare zi îi învăța pe copiii săi să zică Tatăl nostru, crezul și rugăciuni către Maica Domnului. Într-o bună zi, cum toți copiii pun întrebări părinților, cea mare o întreabă: Mamă, de ce ne arăți în fiecare zi această icoană? Cine este în această icoană? Și mama răspunde: Este mama voastră, mama adevărată. Iar copiii au răspuns: Da, mama noastră e adevărată. Și cum o cheamă pe mama noastră cea adevărată? Și i-a răspuns: Maica Domnului. Aceea care ține acel prunc în brațe, aceea este Maica noastră, aceea care crede în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și așa în fiecare zi, în ceasurile de liniște, și mai ales duminică, când se tocea de la biserică, mama învăța pe copii să fie bun și mereu să roage la icoana Maicii Domnului, care era pusă pe peretele preselit al casei lor. Într-o bună zi, femeia le spune pruncilor săi: Astăzi e zi de secere, trebuie să mă duc să secer și eu ogorul casei noastre. Dar vă rog să fiți cuminți, să aveți grijă unul de altul și cum toți părinții și doamne prunc să fie cuminți și aleși, totuși acei copii s-au jucat ca mulți copii cu focul și au dat foc caselor lor. Și în acea clipă casa a apucat foc. Copiii și-au îndreptat ochii și în genunchi la icoana Maicii Domnului a spus: Mamă, mamă, nu ne lăsa să pierim. Și o minune, focul apucase întreaga casă. Singurul perete de răsărit, unde era Maica Domnului cu pruncul în brațe și unde încă ardea o candelă, aceea nu a apucat foc, nici nu a căzut peste copii. Auzind femeia de la oameni din sat că nu se-i spune că fac că casa ei luase foc, la început a fost puțin supărată și a spus: O Doamne, o Maica Domnului, cum ne-a lăsat ca pruncii mei să piară? Dar mare a fost minunea. Când a venit acasă și a găsit adevăr casa mistuită de flăcările focului, dar peretele de răsărit era intact, iar pruncii săi în genunchi se închinau Maicii Domnului. Să ne vedem la următoarea mea rețetă.